Traian Băsescu lansează Arsenalul greu, e o ticloie. La e un nenorocit de om. Traian Băsescu a lansat un atac virulent la adresa Dna Ploieti, despre care Laura Codroacovesi spunea ce e unitate de elit a direcției. Fostul președinte a spus, la TVR1, în emisiunea lui Ionu Cristache, România Nouă, ce ceea ce făcea procurorii mai de domeniul irealului. Ce s-a întâmplat la Prahova e o ticloie. La e un nenorocit de om. Nu se poate așa ceva, totul s-a făcut din ticloie. Despre mine s-a cerut denun la Dna Brahov, i-au cerut denunii fostei FAE, Ana Maria Petru. Mizeriile făcute de anumii procurori din Dna erau publice de ani de zile, a spus Traian Băsescu. În plus, Băsescu a criticat ultimul raport al Departamentului de Stat la adresa României. Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la practicile în domeniul drepturilor omului în 2017 critic România în special pentru cazurile de corupție, tratamentele aplicate deținuților sublinierei discriminarea romilor. E incorect ce a scris despre presă. E inadmisibil ce nu au spus nimic despre derapajele Dna. Pentru mine, Departamentul de Stat i-a pierdut credibilitatea. SUA nu ar susține o construcție care afectează drepturile omului, a zis Băsescu.